Vă spun bun venit pe canalul Cronicile Sportului. Aș vrea întâi de toate să vă mulțumesc pentru că ați accesat acest link și aș vrea să vă rog un lucru. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pierdeți doar o secundă. În schimb, mă faceți pe mine mai motivat să creez în continuare. Deja a devenit o cutumă, un obicei trist, ca la finalul unui sezon să ne luăm rămas bun de la fotbaliștii pe care i-am admirat an de-a rândul. Nici acest sezon nu e o excepție. Astăzi o să ne luăm rămas bun de la 4 fotbaliști și un antrenor. Fiecare dintre ei a reușit să devină o legendă în echipa pe care a părăsit-o sau urmează să o părăsească în timpul cel mai apropiat. Sper din inimă să-i mai vedem pe toți, fie și în alt context. Începem cu Fernando Torres, El Niño, cum mai este supranumit atacantul spaniol. Încă de la vârsta de 11 ani, Torres s-a familiarizat cu Atletico Madrid. În anul 1995 a fost înscris în Academia Sportivă a acestui club, iar în anul 2001 a semnat un contract profesionist cu echipa madrileană. Apoi a urmat 6 ani cu bine și cu rău, iar El Niño a devenit simbolul echipei într-un interval de timp foarte scurt și cel mai tânăr capitan din istoria clubului. În anul 2007, Fernando consideră că e timpul pentru a evolua în cariera sa și se transferă la Liverpool, unde din start a devenit favoritul publicului și o verigă providențială în echipa lui Rafa Benitez. Părăsind tabăra cormoranilor și alătărându-se aristocraților de la Chelsea, El Niño și-a ieșit din formă. Nici arenda la Milan nu i-a reanimat starea. Aflându-se într-o perioadă de grea cumpără, Torres se întoarce acasă, unde a fost primit cu brațele deschise. Diego Simeone îi oferă practică blondului atacant, care n-a dezamăgit, petrecând 3 sezoane mai degrabă reușite decât ratate. Recent, Fernando Torres a declarat că părăsește Atletico în astă vară, iar ultimul său meci, El Niño, a reușit o dublă. Îți doresc baftă, Nando, și ai grijă de tine! Dario Sârna, elevul lui Mircea Lucescu și capitanul de viață al echipei Shakhtar Donetsk. Croatul a petrecut 15 sezoane în tricoul negru și portocaliu, perioada în care a cucerit de 9 ori titlul de campion în Ucraina, de 7 ori Cupa Ucrainei, 8 supercupe. De asemenea, Sârna a ridicat deasupra capului trofeul Cupei UEFA în sezonul 2008-2009. Dario a disputat și 114 meciuri în tricoul de șah al Croației, unde la fel a fost capitan mult timp. Pentru mine, Dario Sârna înseamnă devotament și loialitate, pentru că indiferent de câte propuneri au fost oferite, fundașul a rămas fidel. Apropo, în anul 2016, Barcelona a luptat intens pentru capitanul Shakhtarului, însă toate negocierile au fost eșuate. Dario a rămas încă pentru 2 ani în echipă și pentru o viață în inimile fanilor. Andres Iniesta, motorul Barcelonei și spiritul suflării Blaugranas. Deși nimic nu e veșnic, gândul că Iniesta a părăsit prea devreme Barcelona nu mă poate lăsa în pace. 22 de ani, fidel Cataluniei, fidel unui singur cuget, Visca El Barça. Micuțul Andres s-a antrenat în Academia Barcelonei din anul 1996 până în 2001, când a semnat primul contract la nivel profesionist, mai întâi cu Barcelona B, iar peste 3 ani Iniesta s-a alăturat echipei numărul 1. A urmat 16 sezoane în tricoul Barcelonei și cred că ar fi discret din partea mea să menționez că Andres Iniesta a câștigat tot ce se poate cu echipa sa, din simplul motiv că a reușit aceste performanțe în nenumărate cazuri, inclusiv și într-un singur sezon, 2009-2010, când FC Barcelona a câștigat 6 trofee într-un singur an. Pe data de 20 mai 2018, Iniesta a jucat ultimul meci pentru echipa inimii sale, după care a rămas 1-1 cu nostalgiile și melancoliile sale până la ora 1 de noapte, singur, pe Camp Nou. Să fiu sincer, nici prin cap nu-mi poate trece că a făcut-o pentru a oferi presei motive de a-l mediatiza, ci a făcut-o pentru că a simțit astfel. Mulțumesc pentru tot! Îți doresc ca noua ta echipă, Vissel Kobe, să se împlinească visele tale. Arsenal și Arsène Wenger au fost creați unul pentru altul. Francezul a venit la cârma echipei Arsenal Londra în anul 1996. Mai mult de 2 decenii de colaborare între cele două părți. Cu ceva timp în urmă, conducerea clubului a decis să nu mai prelungească contractul cu Wenger. Din vară, drumurile lui Arsène și Arsenal se vor despărți pentru totdeauna. Un moment mai trist, însă, epoca fotbalului romantic a rămas în trecut.
Mulțumesc pentru o eră de culoare alb-roșie pe care ai creat-o. E greu de imaginat cum ar fi Arsenal fără bunicuțul Wenger. Apropo, noul antrenor al Tunarilor a fost numit Unai Emery. Voi ce părere aveți despre asta? Gianluigi Buffon pleacă de la Juventus. Sincer să fiu, am sperat până la urmă că Gigi va mai prelungi contractul cu Juve măcar pentru un sezon, însă nu a fost să fie. A pierdut calificarea la campionatul mondial și a fost eliminat în ultimul său meci din Champions League. Nu știu în cât de mult a meritat un astfel de final, poate așa a fost să fie, însă doza de amărăciune se cristalizează înmărmurit în gândul meu. Gianluigi Buffon era principalul gardian în Parma, echipă care la sfârșitul anilor 90 făcea seisme în Serie A. În anul 2001, Buffon se transferă la Juventus pentru 50 milioane de euro și a devenit cel mai scump portar din toate timpurile. Vă imaginați 50 milioane pentru un portar pe timpul cela. Însă, tot ce a urmat după asta e istorie, știm cu toții. Pe parcursul carierei sale, Buffon s-a remarcat nu doar ca un sportiv de o valoare colosală, dar și ca un om cu literă mare. Unele surse susțin că italianul va semna un contract pe 2 ani cu PSG. It's time to say goodbye, maybe forever, maybe just for a while. E timpul să-ți spun adio, poate pentru o veșnicie, poate pentru o singură clipă. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc enorm pentru atenție. Abonați-vă pentru a nu pierde următorul video. Respectați legendele și iubiți sportul. Pe curând!